De luni, aproape 200 de salariați ai Complexului Energetic Oltenia pichetează piața prefecturii, în timp ce proiectul privind reducerea vârstei de pensionare pentru mineri și energeticieni se află în Camera Deputaților. Protestatarii încearcă astfel, și ați văzut anterior imaginile, să atragă votul și susținerea parlamentarilor pentru a ieși la pensie cu 13 ani mai devreme. Senatorul PNL Gorj, Ion Iordache, a declarat luni la o emisiune la TV Sud că susține acest proiect. Păi, chestiunea cu pensionarea este susținută și de către noi și din punctul meu de vedere și din discuțiile pe care le-am avut, va rămâne așa. Numai că a fost o decizie că trebuie să nu și-o asume cineva anume înainte de a fi cazul să fie supusă dezbaterii. Deci fiecare, într-un fel sau altul, face aproape ce vrea. Adică dacă consideră că ajută, poate să voteze? Da, toată lumea, are, sau fiecare parlamentar are dreptul de a vota așa cum consideră el. Corect. Numai că sunt anumite situații, cum v-am spus, cu legile justiției, când este o chestiune de asumare politică. Politică, corect. Și cu toții am beneficiat de pe urma acestei abordări pe care a avut-o partidul și acum fiecare încearcă să își rezolve interesele grupului pe care îl reprezintă. Când mă refer la asta, grupului județean, adică exact, echipei exact. Din județ. Și atunci nu este tocmai corect să procedăm așa. Dar în majoritatea situațiilor în care nu există acest gen de abordare, fiecare poate să vină și să impună punctul de vedere sau să le expună și să existe o dezbatere pe punctul lui de vedere. De altfel, nu numai senatorul PNL Ion Iordache este de partea minerilor și a energeticienilor în această situație dificilă în care se află CEO, companie ce este obligată să-și reducă drastic numărul de salariați, și deputatul USR Radu Miruță este și el de această parte a baricadei. Minerii și energeticienii continuă protestele în piața prefecturii timp de încă câteva zile. Ei au primit aprobare în acest sens de la prefectura Gorj, primăria Târgu Jiu, dar și de la jandarmerie.